Simțiți câteodată că acest sistem sanitar parcă așteaptă mereu să se complice lucrurile în viața noastră și să apară afecțiunile? Până și la analizele medicale. Întrebi ce poți să faci să le echilibrezi în totalitate dacă sunt mici și deviații și nimeni nu spune nimic. Nimic. Până și la mamografie, am făcut o ecografie mamară, am întrebat ce pot să fac, nimic, mai faceți încă o dată peste un an. La ochi, nimic, îmbătrâniți, mi s-a spus. Și, din păcate, doar ne trimite să facem analize până când găsesc ceva anume și apoi să ne dea medicamente pentru acel lucru. Vă recomand să deveniți un pic mai conștienți, să întrebați unde vă duceți, când vă duceți și să aflați un diagnostic și apoi să aplicați ceva cu acea testare pentru a echilibra. Puteți să-mi dați un mesaj în privat la 0740176750. O să vorbim și despre analize, ce să facem ca să prevenim.